Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7 și 31 de minute. Am deschis în dimineața asta un pachetel de șuncă de Praga. Să mănânc și eu ceva mic dimineață. Era expirat de pe 17 septembrie. Ai adus? N-am adus. Și pachet, mă, de ăsta, de ai nebunit, el se găsește peste tot, șuncă de Praga. Dar nu e vorba că nu se găsește, e vorba că dacă îmi faci poftă de ceva, adu. Da, era, avea un gust puțin mai intens, fiind deja expirat. Era lipicioasă. N-am încercat. Nu ți-ai dat M-am seama. Ferit. Băteam verde. Nu băteam verde. Nici nu era prea multă. Dar suntem în 21. Da, deci practic numai 4 zile. Întrebarea e, oare cât timp după ce expiră lucrurile, poți să risi să le și mănânci? Depinde cât de fameție. Și asta este adevărat. Zi. Și cât de bine funcționează frigiderul. Și intestinul. Și? Eu cred că pe asta mă bazez, de fapt. M-a întrebat Ione zilele trecute, am cumpărat mâncare lui Poche. Așa. Și am cumpărat mai multă, că ăsta mănâncă mult și să nu mă duc tot timpul la magazin să-i cumpăr câte o conservă. Și am luat niște pungi de conserve. S-a uitat Ione, zice, dar astea n-au termen de expirare? M-am gândit, zic, oare pisoiul știe că conservele lui ar putea să expire? Adică n-a părut niciodată interesat de asta. Nici măcar nu știe să citească. Da. Doamna Bilic, adică prietena noastră Mihaela Bilic, zice că produsele expirate nu sunt obligatoriu și stricate. Uite. Ceea ce pot să confirm. Obligatoriu, zice. Dar... se poate întâmpla. Da. Și spune așa, produsele fermentate și mucegăite pot fi chiar benefice, având în vedere efectul lor probiotic. Hm? Super. Da. Sunt unele produse, zice, care nu se strică niciodată. Brânza, spune, cu cât e mai împuțită, cu atât e mai interesantă. Da, dar nu aia de la Sibieni. Aia dacă e împuțită, da, credem că nu e interesantă deloc. Corect. Acum când am adică citit... nu Telemeo, nu cât de la da, Sibieni. Da, asta e. Dar să știi că nici brânza cu mucegai nobil, dacă o ții prea mult, devine chiar prea interesantă. Era un document, mă rog, era un soi de serial documentar fanii ceva pe, ori pe Travel, ori pe Paprika, nu mai știu. Unul care umbla prin lume și mânca toate prostiile posibile și imposibile. Adică lucruri pe care nimeni altcineva nu le-ar mânca. Da, pe Travel. Văzut. Da. El, unul chelios, așa. Da, ăla. Nu pot, adică nu vreau să vă spun, prieten, ce mânca ăla, pentru că nu știu. Orice. Poate, sunteți mai sensibil. Dar realmente orice credeai că nu e comestibil, el mânca. Cred că da, doamna și Bilic... și negătit. Da, doamna Bilic... zice, un iaurt poate fi consumat încă 3 săptămâni după termenul de expirare. Cu condiția să fi fost păstrat la rece. Va fi mai acinge, mai acrișor, tocmai pentru că are mai multe colonii de lactobacili. Super. Da, și dacă îl ții chiar în 3 săptămâni, are șansă să se transforme în brânză eventual. Adică nu e o problemă, care se va împuți și va deveni și mai interesant. Ciocolata poate fi consumată chiar și la un an de zile după ce a expirat. Chiar dacă are o peliculă albă. Da, dar devine un pic râncetă, nu e... Da, asta zic pățit. Și eu și mi-a fost foarte rău. Eu mai dosesc ciocolată și se întâmplă, serios. Cum îți dosești? Ești dosesc, veverița. Mie îmi place, da. Eu trebuie să am mereu ceva dulce. Un pic, orice. Așa, da. Așa sunt făcut. Familia mea nu înțelege treaba asta. Ei, da, dacă le duc ceva dulce, mănâncă tot în următoarele câteva ore. Logic. În frunte cu maică-sa toți. Da. Și atunci eu dosesc ca să am rezerve. Înțelegi? Și se mai întâmplă să ascund așa bine că o găsesc după gen câteva luni, știi? Da. Și nu e. Deci doamna Bilic, să știți că aia care se albește puțin așa, aia da, e comestibilă, dar nu e nicio plăcere de să o mănânci. S-o mai mănânci. Să râncezești un pic așa, nu e. Și se întărește foarte tare, devine casat așa. Exact. Nașpa. Mierea, zice, nu se strică niciodată. Corect. Asta știam și eu. Depinde, da, dacă e miere. Că se zaharisește. Da. Dacă se zaharisește, înseamnă că e corectă. Da. Dacă mergeți la magazin și vedeți miere care stă acolo de săptămâni, de zile, de luni, de zile, raf și în continuare lichidă, aia de fapt este apă cu zahăr. Nu vă lăsați păcăliți. Bine, și dacă e în cămară, mirosiți înainte să nu fie untură. Da. Până și produsele congelate au un termen de expirare, însă le puteți consuma liniștiți chiar dacă a mai trecut un an în plus. Confirm. Confirm? Da. Nu știu dacă chiar un an. Dar la astea congelate se vede dacă e în regulă că fac arsuri de alea de... Frig. Ceea da, ce e paradoxal. Adică apar niște pete pe carne și atunci știi că nu mai e chiar ce trebuie. Conservele cu condiția să nu fie bombate, ceea ce adică? Mi se pare de bun simț. Nu știi? Asta nu se umflă. Da, gata. Se umflă și... Aia e o idee proastă să o deschizi oricum, adică... Da, serios, cine deschide o cutie de conserve care e umflată? Poate zici că e prea plină.
Că uite, au pus extra. Au îndesat în ea. Laptele UHT se păstrează timp îndelungat și pot fi consumate până la 2 ani după expirare. Acum, conservele știam că pot să le ții nu știu câți ani. Dacă sunt ok, nu se umflă, nu știu ce, în principiu sunt în regulă. Dar lapte UHT, de bine, el oricum are termen foarte lung, da. Și fiind pasteurizat și sigilat, da, într-adevăr, probabil dacă îl păstrezi la rece... Eu știu. Contactul cu bacteriile ne dezvoltă imunitatea, ceea ce este foarte adevărat. În plus, produsele care fermentează și ajung să fie stricate sunt dovada că nu sunt ultraprocesate și pline de conservanți. Presupun că e corect. Dar întrebarea mea este, acum, dacă am desfăcut pachetelul de șuncă de prag, a expirat deja de 4 zile, în cât timp trebuie să o mănânc? Pentru că senzația mea e și asta. Bun, era, dacă era sigilată și ținută la rece, adică pachetelul sigilat ținut la rece, e ok în principiu. Poți să o mai ții. Da. Dar dacă deschizi, am senzația că se degradează accelerat. Că trebuie să mănânci instant, da. Da. Nu l-ai mâncat tot? Păi cum să-l mănânc tot? Ai nebunit? Avea 200 grame sau ceva. Du-te acasă. O să faci un nou experiment pe care o să-l botezăm noi, cum vrem noi. Da, să vezi în câte zile ține șunca de praga expirată și pe urmă e și un pachetel proaspăt și-l deschizi și vezi câte zile ține. Da, facem o experiență, să vedem câte zile pot să mănânc șunca de praga până trebuie să-mi iau liber. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.